fostul premier al țării și fost lider al Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru fapte de corupție în proporții deosebit de mari, a fost eliberat azi din penitenciar înainte de termen. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor în urma unei decizii de încheiere a judecătoriei Chișinău, după ce avocații lui Filat au cerut eliberarea înainte de termen. Vladimir Filat a fost condamnat în iunie 2016 de judecătoria Chișinău la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă. Decizia a fost menținută atunci de Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție. Doi ani mai târziu, avocații au cerut rejudecarea primului dosar al fostului prim-ministru, deoarece potrivit lor, la etapa anchetei, s-ar fi comis multiple încălcări, lui Filat fiindu-i atribuite companii care nu i-au aparținut vreodată. În august anul curent, fostului prim-ministru i-a fost redusă pedeapsa cu aproape 2 ani printr-o decizie a judecătoriei Ciocana. La baza încheierii a stat hotărârea CEDO privind condițiile de detenție, iar recent i s-a acceptat cererea de eliberare înainte de termen pentru bună purtare. Vladimir Filat declara întotdeauna că a fost condamnat la indicația directă a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.